E bine, după mult timp de așteptare, am revenit, bine m-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Eu sunt Andrei Lobai Băieți și astăzi ne jucăm EAFC după, nu știu, vreo un an de neactivitate, să zic așa, pe canal de YouTube, Andrei Lobai. Am revenit cu un videoclip mai neobișnuit, să zic așa, pentru că noi obișnuiam să jucăm Terraria, Ultimate Ninja Storm, Naruto Ultimate Ninja Storm, Spore, știu că am mai jucat, am jucat și niște Little Inferno și de asemenea niște jocuri indie. Dar de data asta am zis să schimbăm puțin, pentru că na, a trecut ceva timp și de data asta începem direct cu o carieră pe EAFC 24. Așa că hai să-i dăm drumul. Înainte să-i dăm drumul, practic, trebuie să ajungem echipă. Așa că eu v-am pregătit aici, băieți, o roată prin care am pus mai multe echipe, precum Bayern, München, Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Liverpool, PSG, Atletico Madrid, Arsenal, Inter Milan și Manchester United. Manchester United vreau să lămurim acum, este echipa preferată, deci aș vrea să picem Manchester United, mai ales din prin ce trece în momentul de față. Așa că hai să-i dăm la spin și hai să vedem ce ne pică ca echipă. Ia să vedem. Și asta este și este surprinzător Liverpool. Ok. A crezut că este Barcelona, dar nu, este Liverpool. Foarte interesant. Liverpool este echipă care chiar are nevoie de ajutor în față, pentru că este în Europa League. Să fie o reconstrucție interesantă, mai ales că avem niște jucători destul de frumoși pe acolo. Așa că hai să-i dăm. Hai să ne controlăm și hai să vedem. Create, nu, o să dăm play as real manager. Jurgen Klopp la Liverpool. Nu schimbă nimic, direct dăm advance. Transfer budget 200 de milioane aproape, 200 de milioane de dolari. Adică avem bandată de problemă de așa ceva. Așa că hai să-i dăm, da, advance. Înainte să începem, înainte să-i dăm advance, vreau să stabilim ce obiectiv avem noi la cariera asta. Avem în felul următor: vrem să câștigăm un la mână, măcar o singură dată, măcar o singură dată Champions League-ul, să câștigăm Liga, Premier League-ul, să câștigăm Super Cup-ul și să luăm de două ori balonul de aur cu un jucător la nostru. Astea sunt obiectivele. Hai să-i dăm advance. O chestie nouă băgată în career mode este, adică cum, ce strategie să folosim, și sunt mai multe strategii pe care le cunosc foarte bine. Avem standard, avem wing play, avem tiki-taka în Barcelona. Eu sunt stil de jucător în EFC care joacă pe flank, mi-e place să intru în flank, să luăm data asta wing play. Antrenori pentru anumite poziții, de exemplu portar. O chestie băgată nouă EFC, aici defend skills, care avem 5, deci asta o să ne ajute așa că o să o luăm pe asta. Și aici la fundaș. Primul rând, hai să ne vedem echipa. Echipa este senzațională, mie îmi place, chiar îmi place Liverpool. Are echipă, bă, pot să zic, cu potențial. Și două motive sunt. Bă, frate, e amicul ăsta pe bancă, Gravenberg, care îmi place foarte, foarte, foarte mult. 21 de ani. Eu zic că poate să crească destul de mult dacă îl jucăm. Însă Liverpool are altă idee și vrea să-l pună pe Szoboszlai, pe camă. Da, o să schimbăm formația. Facem pe altă de atac. Destul de ok. L-avem pe Elliot, care ne va ajuta, 20 de ani, poate crește. Ce frumos este Mohamed Salah de 89, era să zic 90, nu? 89, care o să rupă la 31 de ani. Mohamed Salah stă foarte, foarte, foarte bine. Prima oară începem cu eliminările așa de lumesc, adică practic ce vine. Avem de vânt următor stat și contract, da, expiră. Este primul jucător pe care îl vom vinde, Thiago, care are 32 de ani, de că o să-l mai folosim noi, așa că îl vinde și pe el. Endo mi se pare un transfer prost, adică de ce? Va trebui să mă decid, Nunez sau Gakpo? Întrebare, îl vom păstra pe ăsta. În continuare vă las cu un speedrun pentru developing planuri. Bun, am terminat de făcut în sfârșit și development planurile la aproape toți jucătorii, cei mai importanți în mare parte. Dar acum hai să vedem ce putem să facem. Chestia pe care putem să o facem este să mergem la Young Staff și să punem aici scout, să punem un scout, dar vreau să vă găsesc cu 5 cu 5 și asta găsim pe Benjamin Carpenter, ok, și setup scouting network și o să-l punem aici. Hai să punem Portugalia, primul scout va fi în Portugalia, să punem de 9 luni, promotorul hai să-l punem în Franța, poate vine un Kylian Mbappe, peșmecherașul să-l punem în Brazilia și
seama cea de 9 luni. Mai departe, hai să ne uităm la echipă și hai să vedem, pentru că avem foarte mulți bani, cine ar trebui, unde este locul acela unde, sau rezerva poate, unde ar trebui să facem schimbare. Și eu mă uit drept spre Diaz, pentru că nu cred că o să vreau să-l folosesc așa de mult, așa că oricum o să-l pun la vânzare. Mai câteva variante pe poziția de left winger. Bun, și ideile sunt, după cum vedeți, Rafael Leao, Vinicius Junior, Marcus Rashford, Phil Foden sau Gabriel Martinelli. Aici m-ar interesa foarte mult vârsta, în principiu, de fapt, și asta înseamnă că îl excludem. O să iau prin eliminare, așa cred că o să iau, că a plecat. Vârsta mă interesează și dacă ne uităm la cei care au 22 de ani, sunt două diferență. Leo nu cred că o să ne ajute, adică o să ne ajute clar, dar nu cred că o să vreau să aleg, așa că Leo iese. Phil Foden are overall mai mare decât Martinelli. Clar, cea mai bună variantă de aici este Vini, doar că întrebarea este, vrem să mergem atât de departe? E bine, da. Așa că hai să ne mai lungim, clar avem pe Vini. Dar asta o să ne coste. O să ne coste cam tot bugetul pe care îl avem noi, tot, efectiv tot. Hai să încercăm. Hai să încercăm totuși, hai să încercăm de dragul carierei. Hai să vedem ce putem să facem. Dăm 150. Hai să mărim că parcă văd că nu o să vrea. 160 de milioane, 229 de milioane, m-a spart. M-a spart, băieți. Ok, hai să mai oferim ceva. Îi oferim pe pe Diaz. Îl oferim pe Diaz. Și hai să vedeți, domnule, din prețul ăla, că nu se poate așa ceva. Vrem să vină Vini, dar Ok, e un transfer nerealistic, dar un transfer foarte bun pentru noi. Discutăm cu Vini și hai să vedem care e treaba. Crucial neapărat, adică despre ce vorbim, 5 ani, nu se poate să stai 5 ani. Nu vrem clauză de reziliere și Wallow 210.000 salarii. Foarte puțin și l-am transferat de Vini. Ia uite-l, cum intră ca un star. Efectiv o să rog. Numărul 14. Chiar cred că o să fie un transfer foarte bun. Chiar cred. Vine la Liverpool. Este 60 de milioane plus Luis Diaz. Să vedem. Este ce? Ok. E bine, acum mai punem și development plan Vini, o să fie inverted winger, că e cam cea mai bun. Și hai să ne cum arată în echipă. O să schimb, o să fie Nunez, Jota, o să fie mereu chestia asta. Dar atacul ăsta Vini, Jota, Salah arată foarte, foarte, foarte bine. Cu adreau toate chestiile, hai să îi dăm, dar Endo, da, un transfer foarte bun. 20 de milioane, Hai să-l facem. Și primul un transfer de la City, interesant, foarte interesant. City vrea să dea 33 de milioane pe Thiago. Bă, hai să-l dăm, ce se poate întâmpla. Ofertă pentru Matip de la Juventus, 14 milioane, o să ajutăm și pe aceasta, pentru că și Matip vrem să plece. Și, din păcate, primul nostru jucător care pleacă este Endo. Îi urăm mult succes în cariera lui și noi ne vedem de treaba noastră. Motorul care pleacă este Thiago, da, este Thiago. Din păcate, câți ani a stat Thiago la Liverpool? Să știa, a venit vremea să plece. Dar nu se duce după Fabinho, se duce la City. Și luăm apoi el, da, din cauza că e bătrân. Următorul jucător care pleacă este un altul Matip. Uitați, e mai înalt decât Jurgen Klopp. Pleacă și Matip, la fel ca Thiago, un jucător istoric, zic așa. Ia să ne uităm pe el, Tota. Da, e din cauza că e bătrân. Bun, și aici avem invitația, care oricum nu prea avem ce facem cu ea. O să o selectăm pe cea mai grea și o să-i dăm simulare la chestia asta. Iar hai să vedem că primul meci câștigăm cu Fiorentina. Adică îl facem, câștigăm versus Villarreal, câștigăm versus Leverkusen. Merge până la meciul cu Chelsea și să vedem ce putem să facem. Dacă putem să găsim ceva. Ce ne-ar interesa pe noi, vă spun ca să știți. Ce ne-ar interesa pe noi este un jucător care, dacă vedeți aici, o să dă cu mouse-ul. Dacă vedeți aici la value, trebuie să aibă peste 2 milioane. Deci dacă are peste 2 milioane, good to go, man.
este foarte, foarte bun. Țineți minte, uite, să are 500, dar nu, noi vrem peste 2 milioane. Alexander Arnold la PSG, de ce mai vor încă un right back? Poate să joace pe stânga? Poate, pentru că e deja acolo Hakimi. Însă nu, Alexander Arnold este pe ce mai bun fundaș dreapta din lume. Așa că nu, nu îl vom vinde, o să spunem nu. Hai să vedem ce putem să mai modificăm. Mijlocașul este Gramber, care v-am zis eu că ar fi o idee bună să-l creștem. Așa că o să-i dau o șansă. Până la perioada de iarnă de mercato, o să-l las pe el. Dacă văd cum se descurcă și că nu dă goluri, că nu dă asisturi, că nu dă pase bune, că are niște gafe care... Ei bine, o să schimbăm foaia și o să transferăm un nou jucător și că avem bani. Ei bine, și cred că avem timpul să jucăm primul nostru meci de azi. Hai să dăm kick-off și să vedem ce putem să facem. Asta e echipa Chelsea, totuși. Ok, Jackson în atac, Nkunku mai în spate, Modric, Madueke, Chilwell, Fofana, Enzo în mijloc, Caicedo la fel, Thiago Silva, James și Sanchez în poartă, o echipă chiar foarte frumoasă. E bine, intrăm în match și vedem aici acum oamenii șterg camera cu noile vențe care apar așa, sunt foarte, foarte, foarte frumoase. Apară secvențe din match, chiar sunt frumoase. E bine, și am intrat în match, ninja e la Chelsea, să vedem... ne vom descurca. Modric pleacă foarte bine pe flanc. Hai să vedem dacă centrare lungă, 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 pe nou bine cu capul. Chelsea asediu peste noi. Pasă lungă spre Salah. Salah, Salah trece foarte bine. Pasă foarte bun la Vini. Vini întoarce foarte bine. Un dribbling, shoot și apără Sanchez, cred că da, apără Sanchez. Centrare. A încercat acolo. Trece Madueke. Nu trece Virgil van Dijk. Puternic cu Virgil van Dijk. Aută-l pe Vini. Vini cu schemele lui. Ce bine întoarce. Are dreptul ăla de viteză. Trece. Pasă la Jota. Nu. Corner pentru Chelsea. Hai să vedem. Nu, respinge prost. Nkunku. Bine Alisson. Op. Fault. A fost fault. Doamne, au plătit arbitru. Bagă-te-mă pe el. Hai să vedem, băieți, a doua repriză, noi începem. Bun, și un șut foarte, foarte bun, dar este acolo Alisson și neapără corner pentru Chelsea. Hai să vedem. Nkunku, hai ușor să facem penalti. Bun. Sloboslai. Acolo pentru Robertson. Nu, șutează Robertson foarte prost. Vai de capul lui. Sloboslai. La Vini. Vini trece foarte bine. Are doi jucători, intrace pe amândoi. Driblează foarte bine. Pasă la Sloboslai. Și... Bă, mijlocul porții, din păcate. Jota pasă la Vini. Vini trece foarte bine. Centrare la Salah și cu capul. Nu reușește Salah. Nu, în gol. Bun, bine Alisson. Alisson salvează toate alea. Corner pentru Chelsea din nou. Bine pasă la Jota. Nu, dacă reușea să pună picior la bine pe minge. Pressing foarte mare. Nu reușim. Foarte bine trece acolo Sloboslai. Șut din afară care lui. Pe mijloc. Cum trage pe mijloc, frate? Și se termină meciul 0-0. Din păcate, ăsta este primul meci. Chelsea chiar a jucat foarte bine, mai ales pe defensivă. E bine, ăsta a fost episodul de azi, am făcut multe chestii, l-am tras seara pe Vini, am și jucat un meci pe care nu l-am câștigat, dar nici nu l-am pierdut, așa că eu zic că e ok, un început destul de bun la Liverpool. Dacă a plăcut, nu uitați să apăsați butonul like, să vă abonați în caz că am spus deja, eu am fost Unreal Byte, v-am pa! Pa, pa!